Operatorii de taxi aveau termen până pe 29 ianuarie pentru depunerea documentelor în vederea obținerii vizei anuale. Potrivit unui comunicat emis de Primăria Câmpul Lung, termenul de depunere a documentelor pentru obținerea vizei s-a prelungit până pe data de 26 februarie, întrucât obținerea documentelor obligatorii prevăzute de legea numărul 38 din 2003 presupune deplasarea la mai multe instituții. Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare, se va propune tuturor operatorilor de taxi o programare prealabilă pentru depunerea documentelor și achitarea taxelor prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Municipiului Câmpul Lung. Mai multe detalii puteți găsi accesând site-ul Primăriei Câmpul Lung.